Haideți să facem acum un exercițiu un pic mai complicat, care sper eu că o să vă dea un pic de gândit și o să ne ajute să învățăm mai bine conceptul de while și un pic mai bine și funcțiile, cum pot, cum pot fi apelate ele un pic mai bine, da? Dar înainte de asta o să facem o mică modificare, da? O să dau înainte un restart și o să vedem un pic aici cum arată. În primul rând o să vreau să modificăm săritura și o să scoatem acest move, da? De ce? Pentru că vreau ca săritura, practic, să reprezinte faptul că în momentul în care sărim, să fie deja, presupunem deja că roboțelul este aici, da? Deci o săritură nu reprezintă, practic, să meargă înainte și după aia să sară, ci, de fapt, reprezintă să ajungă, în punct, să fie deja în punctul acesta, să se întoarcă la stânga, da? Să meargă, să se întoarcă la dreapta, să meargă, să se întoarcă la dreapta, să meargă și după care să se întoarcă la stânga. Da? Deci, practic, asta reprezintă o săritură. Și de asta vreau să și modific chestia asta și ca să facem atunci să, să, ne și verificăm că totul funcționează bine. Deci, practic, o să mutăm acest move. O să facem, după care, o săritură. Da? Și o să punem totul într-un într, -un, într -un for. Da? O să-l punem până să se repete, practic, de patru ori. Atenție, da? Deci punem aceste... Um, instrucțiuni în for și acum haideți să dăm un play rapid să vedem că totul funcționează. Da? Deci, practic, se va face un move, după care se face o săritură, după care un move, după care o săritură. Ok? Deci avem de face cu chestia asta deja. Da? Ok. Acum vedem că funcționează, așteptăm să, să ajungă până la final și după care începem challenge-ul pe care vreau să-l facem. Da? Uh, ca să facem uh, challenge-ul de azi o să avem nevoie să folosim ceva anume uh, legat de modificarea traseului. Da? O să facem un pic o modificare a traseului. Da? Ca să puteți să faceți chestia asta, puteți să modificați, da? deci vă duceți la Additional Options, da? aici în partea de sus, și dați Edit World. Da? Și o să ne ducem la uh, Add da? și o să punem Walls și o să ștergem practic pereții pe care i-am creat aici da? și o să facem mai mulți pereți. Da? Deci mai întâi să zicem din 1 în 1, după care ceva de genul. Da? Uh, cumva o să vreau să facem un felul următor. Să presupunem că nu știm cum arată labirintul, da? Deci nu știm de câte ori trebuie să sărim, cât de multe ori trebuie să mergem înainte și tot așa, da? Deci, practic, vreau ca roboțelul să ajungă. Totul se va desfășura doar pe primele două linii, ca să nu fie mai complicat, da? Deci, cumva vreau să facem ca roboțelul să poată să ajungă la final, da? indiferent câte uh, obstacole avem aici, da? fie că ele se află la două, fie că se află, se află la una, da? de exemplu, cum ar fi ceva de genul. Da? Cumva să presupunem că ele ar fi generate random da? și nu știm da? că noi mai întâi trebuie să mergem o pătrățică, după care să facem o săritură, după care să mai facem o săritură, după care să mai mergem două pătrățele, iarăși să facem o săritură, iarăși să facem o săritură și am ajuns la final. Vreau cumva să ne folosim de un acest cât timp, da? practic să-i spunem cât timp nu ai ajuns la final, mergi sau sari peste obstacole, da? Ideea e că noi nu o să știm, da? Să presupunem că noi nu o să știm chestia asta, da? Ca să puteți să salvați orice modificare pe care o faceți, trebuie să dați neapărat Save World, da? Și o să puneți, de exemplu, aici, um, labirint, labirint 1. Da? Și dați OK. Și uh, o să aveți salvate modificările, da? Și acum avem un labirint, da? Deci nu știm, să presupunem prin absurd că nu știm că putem face chestia asta, da? Că el are mai întâi două sărituri, după aia merge două pătrățele, după aia are iarăși niște sărituri, da? O să vă las pe voi să faceți chestia asta, adică vă rog să puneți pauză. Încercați să faceți singur chestia asta. Dacă nu puteți, reluați videoclipuri și ne uităm împreună peste instrucțiuni, pas cu pas. Dacă vă mai prindeți de ceva, iarăși puteți pune pauză și să continuați singur până ajungeți la soluția finală. Ar fi mult mai indicat. Bun, acum, haideți să vedem cum putem face chestia asta. În primul rând, ar fi bine să vă uitați un pic la aici la keyboard și o să vedeți că avem mai multe uh, instrucțiuni. Da? De, de exemplu, avem aici, uh, dacă vă duceți la condiții, aveți wall in front. Da? Deci, dacă avem un uh, zid în față, asta înseamnă că ce? Înseamnă că suntem aici undeva și că trebuie să executăm o săritură. Da? Deci o să și scriu condiția asta ca să și verificăm. Da? Deci să zicem că ar fi move. Da? După care verificăm dacă vă duceți înapoi aici, dacă nu mai țineți minte, puteți să puneți wall in front, da? dați x. Dacă este wall in front, facem o să și să vedem că funcționează. Hai să dăm play și să vedem. Da? Deci dacă luăm pas cu pas și reluăm, da? deci mai întâi ce se întâmplă? Se apelează drum, da? drumul care ajunge aici, da? după care se mișcă o pătresică în față, se verifică dacă este un zid în față, ceea ce este adevărat, da? și se execută instrucțiunea de dinăuntru, da? de la linia 22, adică o săritură, da? și se execută practic săritura. Adică turn left, move, întoarce-te la dreapta, și așa mai departe, până ajungem în punctul acesta. Da? Bun. Acum, pentru că este iarăși un zid în față, ar trebui să se mai execute încă o dată. Da? Ce observați aici? Că ar trebui să verificăm, da? oarecum de mai multe ori, dacă este un zid în față sau nu. Dacă nu este un zid în față, ce se întâmplă? Mergem mai departe, da? deci de exemplu aici, în cazul acesta, ar fi încă o săritură, da? deci o să punem, să zicem, ceva de genul, să fie mai simplu. Da? Și aici ar fi un move de 3 ori. Da? Deci, 1, 2, pardon, de 2 ori, nu de 3 ori. Da? acum, dacă executăm, ar trebui să ajungă undeva în zona asta de aici. Da? Știu că pare că e ca și cum știm deja cum arată, dar mai întâi verificăm niște chestii ca să putem observa. Da? Deci, am făcut o mișcare, după care am făcut două sărituri, da? după care iarăși am făcut două mișcări, da? ceea ce e bine. Da. Acum, să zicem că mai departe chiar nu știm deloc. Da? Și ca să facem chestia asta, observăm două chestii. Dacă avem un zid în față sărim, dacă nu, mergem mai departe. Da? Și practic asta verificăm în fiecare căsuță. Da? Aici, de exemplu, nu avem niciun zid în față. Da? Deci înseamnă că mergem un pas. Aici, iarăși verificăm dacă avem zid în față sau nu. Deci, practic, cât timp, mai întâi începem cu un while mare, da? deci cât timp nu am ajuns la final, da? Și ca să facem chestia asta, ne întoarcem iarăși aici și observăți că avem at goal, Da? Deci putem pune at goal. Da? Deci cât timp, aici dacă e să facem o traducere, ar fi cât timp am ajuns la gol. Ceea ce nu prea funcționează, pentru că noi deja nu suntem la gol. Da? Deci înseamnă că ar trebui să punem cumva cât timp nu suntem la gol și asta înseamnă că trebuie să punem un not în față. Da? Deci cât timp nu am ajuns la gol, da? adică not de at goal, da? pentru că at goal va returna false, da? pentru că nu suntem la else, da. și not de false înseamnă true. Deci, practic, rezultă că rezultat, condiția acestei acestui while este true. Și atunci, ce facem? Verificăm dacă avem un zid în față. Da? Dacă avem, vă întoarce iarăși aici și vedeți că puneți one in front, da? deci dacă avem un zid în față, ce am zis că facem? Când avem zid în față, înseamnă că trebuie să executăm o săritură. Mai departe, dacă nu avem, da, deci altfel, ok, putem să punem chiar și un elif, da, deși având de în vedere că nu există decât o altă variantă, n-are sens să punem un elif, știm că dacă nu avem zid, atunci automat facem un move, da? Și acum hai să vedem cum se execută mai întâi, înainte de a porni programul, da? Deci, cât timp nu am ajuns la sfârșit, dacă sunt în fața unui zid, fac o săritură, altfel mă mișc, da? Și hai să vedem cum ar funcționa. Sunt la final, adică am ajuns aici? Nu. Atunci am intrat aici, în bucla respectivă, da? Este adevărat că sunt în fața unui zid? Nu. Deci înseamnă că am ajuns pe bucla asta de aici, da? Deci pe partea asta de aici, adică move. Asta înseamnă că mă mișc în față. După care, cam, pentru că am ajuns la finalul acestui while, mă întorc din nou să verific condiția. Sunt la final? Nu sunt la final. Ok. Atunci verific din nou. Sunt în fața unui zid? Opa, se pare că sunt în fața unui zid. Deci ce înseamnă? că va trebui să fac o săritură. Fac săritura, da? După care iarăși am ajuns la finalul while-ului, da? Și verific din nou condiția. Sunt la final? Nu sunt la final. Asta înseamnă că iarăși trebuie să verific dacă sunt într-un fața lui unui zi sau nu. Și se pare că de data asta iarăși sunt într-un fața unui zi, așa că trebuie să execut o săritură. Și dacă o să dăm play, ce și ce o să se întâmple. O să rezolve practic acest aspect, indiferent cum arată labirintul nostru, da? Haideți să vedem. Dacă așteptăm un pic, o să vedeți că acum se execută un MOVE, după care iar un MOVE, da? după care iarăși se execută o săritură, după care iarăși se execută o săritură și tot așa până o să ajungem la final, da? în momentul în care am executat ultima săritură, da? deci facem ultima săritură, se verifică dacă am ajuns la gol și pentru că am ajuns la gol ne oprim, programul s-a terminat și se pare că am ajuns, da? și ca să vedeți că funcționează chiar și dacă nu știm care este labirintul. Vă duceți înapoi la Additional Options, la Edit World, la Add Walls, da, și o să ștergem, să zicem că o să punem ceva de genul, da, adică o să punem un zid la început și unul la final, undeva în zona asta, închidem după ce salvăm, da, deci o să punem, să zicem, labyrinth 2, dăm OK, salvăm, închidem, reluăm, da, deci punem, punem Stop. Atenție, când ați ajuns aici, e posibil ca să vă rămână, deci va trebui să editați și chestia asta. Adică să vă duceți la robotul de aici și să o ștergeți pe asta de aici. Ok? Deci, de fiecare dată, practic, când, când, faceți o modificare, să nu uitați să salvați. De exemplu, acum eu nu am salvat și am, am avut de-a face cu aceeași, aceeași, hartă, da? Deci nu uitați, dați edit world, puneți pe robot, dați la poziție, Selectați aici, și pentru că aveți două, trebuie să-l deselectați pe asta de aici. Dați Save, dați OK. Zice că numele deja există, dar nu e nicio problemă, pentru că îl înlocuim, deci nu ne interesează. Și acum haideți să dăm Play. O să vedeți că în momentul de față o să execute mai multe move-uri, da? deci nu o să facă nicio săritură, o să meargă, o să meargă, o să meargă, o să meargă și o să ajungă la final. Da? Deci, acest, uh, acest, algoritm pe care îl avem aici, da? deci, pe care l-am scris aici, el reprezintă da? rezolvarea unui puzzle, da? unui labirint, indiferent de cum arată acest labirint, da? indiferent că avem mai multe obstacole de sărit, indiferent că nu avem niciun obstacol, da? deci și dacă aș scoate aceste două ziduri de aici, el ar doar ar merge în față, pentru că dacă nu găsește, înseamnă că el trebuie să meargă înainte. Și, practic, astfel obținem rezolvarea acestui exercițiu.